Dacă vă plac skinurile de Counter-Strike sau de Dota 2, probabil ați auzit despre Hellcase, unul dintre cele mai mari site-uri web de case opening de pe piață și site-uri la care foarte mulți youtuberi români fac promovare. Astăzi vă voi spune de ce ar trebui să evitați acest site cu orice preț și ce am experimentat în ultimele luni de utilizare. Pentru început, trebuie să vă spun că de ani de zile folosesc site-ul lor, având un cod de referral care mi-a adus o sumă frumoasă de bani. Și ani de zile a fost ok pentru mine, dar în ultimul an lucrurile s-au schimbat și a culminat cu ultima mea experiență despre care vă voi povesti în acest videoclip. Așadar, povestea începe cu deschiderea unei cutii de Dota 2 de 40 de cenți, în urma căreia am primit un skin de 1,12 dolari. Bineînțeles că am fost entuziasmat pentru că de obicei din această cutie primesc doar skinuri de 3 cenți, așa că am hotărât să retrag skinul. În mod surprinzător, au avut și skinul și trade-ul a mers fără probleme, două lucruri care nu se întâmplă prea des cu Hellcase în ultimii ani. Dar, spre surprinderea mea, skinul care a fost evaluat la 1,12 dolari pe Hellcase costa doar 12 cenți pe Steam Market și nu, prețul nu a fluctuat foarte mult fin în intervalul de 30 de cenți în ultimele 6 luni. Deci am câștigat un skin de un dolar sau un treskin Următorul pas a fost să-i contactez pe cei din echipa de suport de pe Hellcase pentru a le cere clarificări. Răspunsul? Ei stabilesc prețul skinurilor bazat pe o medie a ultimelor luni de pe Steam. Problema este că media de 6 luni a fost de 30 de cenți. Deci întrebarea este, cât de medie este media pe care o folosesc? De ce folosesc, să spunem, media anuală, dacă piața este una volatilă care se modifică în funcție de cerere și ofertă? Iar răspunsul este unul simplu și perfid. Când vă pică un skin care valorează mai mult decât cutia, toată lumea va vedea. Deci mai mulți oameni vor dori să deschidă acea cutie în speranța că vor primi acela skin scump și că vor obține ceva profit. Dar este un profit fals, mai mult, atunci când streamerii sau YouTuberii parteneri deschid cutii cu bani de pe site, spectatorii vor vedea dropuri care au un preț mult mai mare decât prețul real și vor merge pe site, vor depune bani reali obținuți în economia actuală, doar pentru a primi skinuri la prețul unei economii anuale. Acesta este un mod foarte dubios de a înșela oamenii care vor deschide mai multe cutii, în speranța că vor primi dropuri scumpe, doar pentru a afla mai apoi că nu pot vinde skinurile la acel preț pe niciun alt market de skin. În concluzie, stați departe de acest website și comparați prețurile cu prețurile de pe Steam Market înainte de a vă cheltui banii câștigați din greu pe site-uri care folosesc acest tip de marketing pentru a se promova. Dacă v-a plăcut videoclipul, nu uitați să lăsați un like, abonați-vă și lăsați-mi un comentariu spunându-mi care a fost experiența voastră pe care ați avut-o cu astfel de site-uri de case opening. Stay safe!